medicul personal al premierului Netanyahu a devenit consilier onorific al Viorichii Dencil/document. Premierul Viorica Dencil a luat decizia de a-l numi în funcția de consilier onorific pe Herman Berkowitz, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, consul onorific al României în Israel. Munca prestat de Herman Berkowitz în guvernul României va fi un an remunerat. Herman Berkowitz s-a născut la 14 martie 1947, în ora sublinierea Târgu Lepu subliniere, în familia Lazare, Eliezer, sublinierea Viorica, Iafa, Berkowitz, fiind unicul copil. Mama sa, Viorica Berkowitz, a fost deportat cu întreaga familie la Auschwitz, fiind singura supraviecuitoare din întreaga familie, iar tatăl său, Lazar Berkowitz, a fost deportat în mai multe deta subliniere amente de muncă obligatorii în spatele frontului din timpul celui de-al doilea război mondial. Herman Berkowitz este a doua generație a supraviecuitorilor Holocaustului. Este căsătorit cu Elisabeta Berkowitz, născut în Târgu Mureș, sublinierea absolventa Conservatorului de Muzic din Cluj, actualmente director adjunct al Academiei de Muzic din Ierusalim. Din 1985 până în prezent conduce clinica privat de medicin pediatric sublinierea general în orașul Ierusalim. În cadrul alegerilor parlamentare din România din 2008 a candidat pentru funcția de parlamentar în Colegiul pentru Diaspora Orientul Mijlociu sublinierea Africa, obținând cel mai mare număr de voturi.